tipurile de alergare. Dacă nu ești obișnuit cu alergatul, în prima fază vei avea destule bătăi de cap. Și febră musculară? Va trebui să o iei pas cu pas și să-ți mărești capacitatea de efort. Niciodată să nu uiți de încălzire. Între 10 și 15 minute îți vor fi suficiente pentru început. Indiferent că ești începător sau avansat, încălzirea nu ar trebui să lipsească din programul tău. Ce înseamnă încălzire? Alergare, stretching, gimnastică și câteva exerciții din școala alergării. Care sunt acele exerciții din școala alergării? Urmează să-ți arăt imediat. Primul exercițiu, joc de gleznă. Numărul 2, călcăie la șezut. Numărul 3, alergare cu genunchii sus. Numărul 4, pas săltat. Numărul 5, pas sărit. Numărul 6, forfecări. Toate aceste exerciții ar trebui făcute pe o distanță între 30 și 50 de metri după pregătirea ta. Spor! Există trei tipuri principale de alergare. 1. Alergarea ușoară sau jogging, pe distanțe scurte sau medii, cu viteze pe care le poți adapta în funcție de condiția fizică. 2. Alergarea de rezistență sau anduranță. O vei practica pe distanțe lungi, fie la modul relaxat atunci când vrei să arzi gipsurile, fie atunci când ești fit și te gândești tot mai serios să te înscrii la primul maraton din viața ta. E foarte important să înveți să-ți dozezi cât mai bine efortul pentru a nu te sufoca după primul kilometru și a-ți păstra energia până la finalul cursei. Și 3. Alergarea de viteză când vrei să bați recordurile lui Usain Bolt. Se practică pe distanțe scurte și presupune pași mici într-un ritm cât mai alert. La acest tip de alergare, foarte importantă este respirația. E important să o coordonezi cu pașii pentru a te oxigena. Bineînțeles, există și variații. Poți încerca alergarea în ritm de cursă, temporan. Acest stil presupune să-ți testezi viteza și rezistența pe distanțe medii. Vei reuși să vezi mult mai repede la ce nivel ești și cum stai cu pregătirea fizică. Printre cele mai solicitante sunt antrenamentele de intervale sau repetări. E bine să le încerci chiar dacă ești începător, pentru că vei progresa mult mai rapid. Setează-ți lungimea intervalelor pe distanțe cuprinse între 200 și 800 de metri. Vei alerga la o capacitate de 80-90% din cât poți duce. Înainte de a trece la următoarea repetare, vei face o pauză de recuperare cuprinsă între 1 și 5 minute. Este recomandat să introduci și intervalele în pantă cel puțin o dată pe săptămână, chiar dacă sunt antrenamente ce presupun un efort susținut. Dacă le vei încerca, îți vei crește atât viteza cât și capacitatea de efort. Un alt derivat al alergării de anduranță de data aceasta este fartlek. Este un stil pe distanțe lungi ce îți acordă destulă libertate. Nu ai nevoie de niciun plan bine structurat. Ideea este doar să schimbi din când în când vitezele de deplasare. Obiectivele ți le poți stabili pe parcurs. Spre exemplu, sprint până la primul alergător care ți iese în cale, mișcare lejeră până la rondul de flori din parc și așa mai departe. Fartlek este unul dintre cele mai distractive stiluri. Este recomandat să apelezi totuși la sfaturile unui profesionist pentru a face mișcările corecte la aceste stiluri.